dat seama că orice creator își iubește creația. Și atunci și iubirea tâmplarului pentru piesa de mobilă pe care o face și pe care o face impecabil, și iubirea asistentei medicale care îngrijește corpul acela care are nevoie de grijă, este tot iubire. Și de multe ori nu ne uităm la astea ca la iubire. Zicem, a, își face treaba, face ce ar trebui să facă. Nu, este tot o formă de iubire. Este iubirea prin care noi ne punem în serviciu celorlalți și împreună creăm ceva frumos pentru binele tuturor. Și am înțeles că iubirea lui Dumnezeu nu are de face nimic cu atașamentele și cu îl iubesc pe ăla și pe ăla îl iubesc mai puțin sau pe ăla îl iubesc mai tare, ci de fapt este, este ca o energie care curge prin noi. Și cu cât iubim mai mult, cu atât iubim mai mult. Adică cu cât îmi dau voie să iubesc pantofii, iubesc machiajul, iubesc vecina de la etajul 3 cu care îmi beau cafeaua, cu atât mai mult o să am iubire, că e ca un mușchi pe care mi-l formez. Cu cât îmi dau voie să iubesc mai mult, îmi vine să iubesc mai mult. Și apoi iubirea devine regula.